bine v-am regăsit la cursul de curent electric continuu. Curentul electric are patru efecte foarte importante care au fost cunoscute aproape imediat ce s-a putut obține curent electric în laborator, adică cu peste 200 de ani înainte. Aceste efecte sunt efectul termic, efectul chimic, efectul magnetic și efectul fiziologic. Azi voi vorbi despre efectul termic și efectul chimic, iar în cursul următor despre efectul magnetic și efectul fiziologic. Să începem cu efectul termic. Efectul termic constă în încălzirea conductoarelor parcurse de curent electric. De ce se încălzește un conductor la trecerea curentului electric? În acest desen puteți vedea sus mișcarea dezordonată a electronilor liberi în rețeaua cristalină a unui metal, iar jos puteți vedea cum atunci când avem un curent electric, peste această mișcare dezordonată se suprapune o mișcare ordonată, numită mișcare de transport. Adică electronii se mișcă în continuare dezordonat, dar există și o mișcare a lor împreună, mișcarea de transport, când avem un curent electric. Puteți vedea un model al acestei mișcări, precum și cum se poate calcula viteza de transport a electronilor într-un metal, într-un clip din seria Fizica pentru examene și concursuri, al cărui link îl puteți găsi în descriere. Acolo, de la minutul 20 și 30 de secunde, puteți vedea un model al acestei mișcări. Purtătorii de sarcină, în cazul metalelor electronii liberi, în cazul soluțiilor ionii, sunt accelerați de câmpul electric pe care îl produce sursa și ciocnesc în timpul deplasării fie ionii pozitivi din metal, dacă e vorba despre un metal, fie în cazul soluțiilor, molecule și ionii din soluție. Când au loc aceste ciocniri, purtătorii de sarcină transferă o parte din energia lor cinetică fie ionilor pozitivi, în cazul metalelor, fie altor molecule sau altor ioni din soluție. Și aceasta face ca agitația termică să devină mai puternică și știm de la termodinamică că asta înseamnă, de fapt, mai multă energie internă, adică creșterea temperaturii. Prin aceste ciocniri, purtătorii de sarcină transferă energia lor ionilor din metal sau moleculelor din soluție și asta înseamnă că ceea ce se întâmplă este că energia electrică pe care sursa o dă conductorului este transformată în căldură. Acest efect a fost descoperit cu vreo 180 de ani în urmă de James Prescott Joule. Îi pronunțăm de obicei numele Joule, adică franțuzit, pentru că aproape toată literatura științifică mai de mult ajungea în România prin filieră franceză și această franțuzire s-a întâmplat cu multe nume. Și efectul poartă numele lui Joule, așa îi spunem, efect Joule. Și el constă, deci, în transformarea energiei electrice pe care sursa o dă unui conductor în căldură prin aceste ciocniri între purtătorii de sarcină și ce se mai găsește în materialul respectiv. De cine depinde câtă căldură se produce? Depinde de câtă energie electrică dă sursa conductorului.
Am arătat într-un clip cu numele aparate de încălzit, găsiți linkul în descriere, că transformarea energiei electrice în căldură se face cu randament 100%. Așa că, dacă știm să calculăm câtă energie electrică dă sursa unui conductor, atunci știm să calculăm și câtă căldură se degajă la trecerea curentului electric. Și după cum știm, putem calcula energia electrică fie cu formula tensiunea ori intensitatea ori durata curentului electric, fie cu U pătrat supra R ori delta T, fie cu I pătrat ori R ori delta T. Și asta înseamnă că toate aceste formule pot fi considerate și formule prin care putem calcula, cu ajutorul cărora putem calcula câtă căldură se degajă. Deci putem scrie egal cu Q, egal cu Q, egal cu Q. Și avem relații cu ajutorul cărora putem calcula câtă căldură degajă un conductor atunci când este parcurs de un curent cu intensitatea I, sau dacă cunoaștem tensiunea la borne, atunci cu ajutorul tensiunii și, bineînțeles, cunoscând rezistența electrică a conductorului respectiv. Deoarece viteza de transport a electronilor într-un metal depinde de intensitatea curentului, așa cum am arătat în alte materiale, efectul termic este puternic dependent de intensitatea curentului. De fapt, așa cum ne arată această relație, câtă căldură se degajă pe un anumit rezistor într-un anumit interval de timp e direct proporțională cu pătratul intensității curentului prin conductorul respectiv. Din această cauză, atunci când vrem să transportăm o anumită putere pe o linie de transport a energiei electrice, o anumită putere care știm că se calculează cu produsul U ori I, avem de ales între a folosi tensiuni mari și intensități mici sau intensități mari și tensiuni mici. Și pentru a reduce efectul termic, adică pentru a nu pierde prea multă energie electrică prin degajare de căldură în conductoarele prin care transportăm energia electrică, alegem să folosim tensiuni mari și intensități mici. Pentru că la intensități mici, repet, viteza de transport a electronilor este mică și efectul Joule este mai slab. Din această cauză, la hidrocentrale, termocentrale, nuclearocentrale și oriunde se produce energie electrică la puteri mari, există stații de transformare, transformatoare, care ridică tensiunea curentului electric. În felul ăsta putem transporta o putere mare, chiar dacă intensitatea curentului nu este foarte mare, și în acest fel reducem efectul termic și reducem pierderile prin degajare de căldură pe care le avem pe linia de transport. Aplicațiile efectului termic sunt foarte numeroase: cuptoare electrice, aparate de încălzit, becul clasic cu filament și multe aparate care trebuie să încălzească sau să se încălzească. Să notăm aceste lucruri. Și acum, efectul chimic al curentului electric. El constă în apariția unor reacții chimice atunci când trece curent electric prin soluții, prin topituri ale unor substanțe sau prin gaze. Bineînțeles că
Pentru a avea curent electric în astfel de substanțe, trebuie să avem purtători de sarcină. În cele ce urmează, mă voi referi doar la soluții în apă. O substanță care atunci când se dizolvă în apă sau în alt solvent polar, duce la apariția unor soluții în care avem purtători de sarcină, se numește electrolit. Iar un solvent este polar dacă sarcina electrică în moleculele lui nu este distribuită uniform, ci ea se distribuie în așa fel încât molecula poate fi considerată un dipol electric, așa cum vedeți în desen, adică echivalentul a două sarcini electrice de semn contrar foarte apropiate. Apa este un astfel de solvent polar, deoarece în molecula de apă, oxigenul fiind foarte electronegativ, atrage electronii din legăturile covalente pe care le are cu hidrogenul spre el. Și atunci, așa cum vedeți în desen, molecula de apă poate fi considerată ca un sistem electric în care avem o sarcină electrică negativă lângă atomul de oxigen și sarcini pozitive, câte una la fiecare proton legat de oxigen. Adică o putem considera o moleculă polară. Ea este o moleculă polară. Purtătorii de sarcină apar în soluții printr-un proces numit disociație electrolitică. Și există două cazuri distincte. Întâi avem substanțe care sunt alcătuite din ioni chiar în stare solidă, deci chiar înainte de a fi dizolvate. De pildă, sărurile, clorura de sodiu, de pildă. Vedeți în acest desen că atunci când se dizolvă clorura de sodiu, moleculele polare de apă se leagă de ionii de sodiu, respectiv de ionii de clor, și din cauza agitației termice îi smulg, îi dezlipesc din rețeaua cristalină și pe urmă îi transportă în toată soluția. Și în felul ăsta se produce o dizolvare, în urma căreia avem în soluție atât ioni pozitivi, cât și ioni negativi. Dar există și electroliți care nu au o structură ionică, ci o structură moleculară. De pildă, acidul clorhidric. Molecula de acid clorhidric este un dipol, pentru că și clorul este foarte electronegativ, așa cum am spus și de oxigen, și atrage electronii de legătură spre el. Și atunci când molecula de acid clorhidric ajunge în apă, moleculele de apă, fiind și ele dipolare, se orientează, așa cum vedeți în desen. Și datorită agitației termice, moleculele de apă, prin forțele electrice care apar între ele și dipolul de acid clorhidric, rup molecula. Și în acest fel, în soluție apar ioni clor minus și protoni, dar protonul în apă nu poate să rămână izolat, ci se leagă de o moleculă de apă și apare ceea ce numim ionul de hidroniu, hidrogen 3 oxigen plus. Deci electroliții, indiferent că au o structură ionică sau nu, produc ioni prin dizolvarea lor în apă. Și este foarte important de reținut că apariția ionilor nu se petrece datorită curentului electric, ci dizolvarea electrolitului în apă duce la apariția ionilor. Ați văzut, deci, că prin dizolvarea electroliților în apă apar ion pozitiv și ion negativ. Și acești ioni reprezintă purtătorii de sarcină electrică care vor permite apariția unui curent electric în soluție. Fenomenul chimic cel mai important legat de curentul electric este electroliza. Electroliza constă în deplasarea acestor ioni din soluție în sensuri contrare sub acțiunea unui câmp electric. Într-un fel, deci, are loc o separare a ionilor pozitivi de cei negativi.
și în transformarea acestor ioni prin neutralizare, adică prin reacții de oxidare, respectiv de reducere, în atomi sau radicali liberi. Dar cum putem face să apară un curent într-o soluție, un curent electric? Putem obține un curent electric dacă, așa cum vedeți în desen, introducem în soluție doi electrozi, așa se numesc, care sunt conectați la bornele unei surse. Unul este conectat la borna pozitivă și se numește anod, iar celălalt este conectat la borna negativă și se numește catod. Electrozii pot fi confecționați din metale sau din cărbune sau pot fi confecționați din semiconductori și așa mai departe. Dacă facem acest lucru, introducem cei doi electrozi, deci într-un vas care conține o soluție de electrolit, atunci avem un electrolizor sau o celulă de electroliză. Sub acțiunea câmpului electric din soluție, câmp electric care apare datorită electrozilor, ionii pozitivi, care se numesc cationi pentru că se deplasează spre catod, ajung la catod unde primesc electroni și se neutralizează. Din punct de vedere chimic avem reacții de reducere. Ionii negativi, care se numesc anioni, pentru că se deplasează spre anod, ajung la anod unde cedează electron și se neutralizează. Din punct de vedere chimic avem, deci, reacții de oxidare. Ce se întâmplă mai departe depinde de proprietățile chimice ale substanțelor care se formează la anod, respectiv la catod. Să vedem câteva aspecte chimice legate de electroliză. Dacă substanțele care se formează la electrozi prin neutralizarea ionilor din soluție pot exista în apă fără să dea reacții chimice cu apa și fără să se dizolve în apă, atunci atomii care se formează se leagă între ei și formează substanțe insolubile care se depun pe suprafața electrozilor. De pildă, dacă în soluție avem ionii de argint, bineînțeles pozitiv, pentru că argintul este un metal, ei se deplasează spre catod, unde primesc fiecare cât un electron și se reduc la atom de argint. Argint metalic, de fapt, pentru că acești atomi se vor lega între ei, formând o rețea cristalină metalică și, în acest fel, pe catod se depune un strat de argint, care se face tot mai gros pe măsură ce trece timpul și, bineînțeles, dacă sunt destui ion de argint în soluție. Dar dacă substanțele care se formează la electrozi dau reacții chimice cu apa, atunci lucrurile sunt mai complicate. De pildă, dacă am dizolvat sare de bucătărie în apă, clorură de sodiu, atunci, în apă avem ion de sodiu pozitiv și ion de clor negativ. Ce se întâmplă cu ei la electroliză? Ionul de clor, fiind negativ, se deplasează spre anod, unde cedează un electron și se transformă într-un atom de clor, care se întâlnește cu alt atom de clor, formează o moleculă de clor care se degajă. Ceea ce înseamnă că la anod vom avea o degajare de clor. Ce se întâmplă la catod? Ionii de sodiu se deplasează spre catod, unde primesc un electron și în acest fel se reduc la sodiu. Sodiu metalic. Dar sodiu metalic nu poate exista în apă.
el reacționează imediat cu apa. Sodiul reacționează violent cu apa și atunci avem reacția sodiu plus o moleculă de apă, se obține ionul de sodiu plus ionul hidroxil, hidrogen, oxigen, minus, plus un atom de hidrogen. Și acest atom de hidrogen se întâlnește cu alt atom de hidrogen, formează o moleculă de hidrogen care se degajă. În realitate, lucrurile se petrec un pic mai complicat, pentru că în soluție nu avem doar ioni de sodiu și ion de clor, în soluție avem tot timpul molecule de apă disociate. O parte din moleculele de apă sunt disociate după reacția, două molecule de apă ne dau ionul hidroxil plus ionul de hidroniu. Și acești ioni participă și ei la reacțiile chimice care au loc la catod. Și de fapt, ionul care se reduce la catod este ionul de hidroniu și nu ionul de sodiu, pentru că așa cum vedeți, am plecat de la ion de sodiu și în final găsim în continuare ioni de sodiu în soluție. De fapt, reacția totală se poate scrie în felul următor. Avem clorură de sodiu plus apă și se degajă clor, se degajă hidrogen și avem hidroxid de sodiu. Și pentru că aici avem clor 2 și hidrogen 2, trebuie să luăm totul de două ori. Și după cum vedeți, clorura de sodiu este sub formă de ioni înaintea electrolizei, deci avem ion de sodiu în soluție, dar și hidroxidul de sodiu este în formă ionică în soluție, deci ionii de sodiu au fost și rămân în soluție și nu participă la reacția totală care are loc sub acțiunea curentului electric. După cum ați văzut, ceea ce se întâmplă la electrozi, ce fel de reacții chimice au loc acolo, ce fel de substanțe apar, se degajă sau se depun pe electrozi, depinde de mai mulți factori, de pildă, depinde și de concentrația electrolitului în soluție. Dar toate astea sunt deja aspecte legate de chimie. Să notăm. Pentru că suntem la un curs de fizică, în final să vedem și aspectele fizice ale electrolizei, aspectele care ne interesează în primul rând, ele sunt exprimate prin legile electrolizei. Să presupunem că facem electroliza unei soluții de sulfat de cupru sau piatră vânătă, cum mi se mai spune. În acest caz, în soluție vom avea ioni de cupru, cupru 2+, care se vor deplasa spre catod și la suprafața catodului vor primi fiecare câte 2 electroni și se vor reduce la cupru, atomul de cupru. Și atomii de cupru se vor lega între ei într-o structură cristalină, rețea cristalină metalică. Cu alte cuvinte, se depune cupru pe suprafața catodului. Dacă măsurăm masa de cupru care se depune, intensitatea curentului prin celula de electroliză sau prin electrolizor,
și cât timp a trecut curentul electric, atunci vom observa că masa este proporțională atât cu intensitatea curentului, cât și cu timpul în care am avut curent electric prin electrolizor. Acest lucru se poate scrie M egal cu K ori I ori delta T. Dar produsul intensitate ori timp este sarcină electrică. Și atunci avem relația M este egal cu K ori Q, care se numește prima lege a electrolizei. Iar constanta K din relație se numește echivalent electrochimic. Deci masa de substanță care se depune sau se degajă la electrod este proporțională cu sarcina electrică care trece prin soluție. Echivalentul electrochimic, K, din această relație este proporțional cu masa atomică a substanței respective și este invers proporțional cu valența ionilor substanței respective din vasul de electroliză. Aceste proporționalități se pot scrie într-o relație de egalitate folosind o constantă, și anume K este 1 supra F înmulțit cu A supra N. Și aceasta este a doua lege a electrolizei, unde F se numește impropriu numărul lui Faraday, pentru că nu este un număr, are unitate de măsură. Și anume, numărul lui Faraday se măsoară în coulombi pe echivalent gram și are valoarea F este egal cu 96.400 coulombi pe echivalent gram. Deoarece numărul lui Faraday are această unitate de măsură, înseamnă că echivalentul electrochimic va avea ca unitate de măsură gram pe coulomb. Dar gram pe coulomb este o unitate de măsură cam mare, de aceea în practică se folosește miligram pe coulomb pentru echivalentul electrochimic, după cum veți vedea imediat și scris. După cum se vede, constanta lui Faraday ne arată câtă sarcină electrică trebuie să treacă prin electrolizor pentru a se depune sau a se degaja la electrod un echivalent gram dintr-o substanță. La cursurile aplicative voi vorbi și despre aplicații ale efectului termic, ale efectului chimic și ale celorlalte efecte, iar cursul teoretic următor va fi, așa cum v-am spus, despre efectul magnetic și efectul fiziologic al curentului electric. Deocamdată atât, la revedere!